Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Iubiți credincioși, cu ajutorul Bunului Dumnezeu am petrecut această Sfântă zi de Duminică, a 20-a după Rusalii, în rugăciune, ascultând cuvântul Evangheliei Mântuitorului Hristos și rugându-ne împreună. Duminica aceasta a fost pusă sub semnul învierii Fiului Văduvei din Nain. Și așa cum am arătat la Sfânta Liturghie dinainte de masă, că Evanghelia aceasta ilustrează un adevăr fundamental legat de moarte și înviere, insistând asupra importanței și necesității învierii spirituale a omului. Și aceasta pentru că Iisus Hristos, Domnul, are puterea ca să învie sufletul din moartea păcatului, din moartea patimilor, din răutate și să-i dea o traiectorie luminoasă într-o permanentă comuniune cu El, conferind omului înviat cu sufletul bucuria adevărată a vieții. Dar, așa cum știm, în fiecare duminică, cuvântul Evangheliei este însoțit de cuvântul apostolic din Epistolele Sfântului Apostol Pavel, în principiu, și anume cuvânt apostolic care ilustrează și dezvoltă ceea ce înseamnă Iisus Hristos și Evanghelia Lui pentru întreaga umanitate. Așa arată și cuvântul Sfântului Apostol Pavel din Epistola către Galateni, capitolul 1, versetele 11 la 19, text biblic care s-a citit la Sfânta Liturghie de astăzi și care arată câteva adevăruri fundamentale, și anume originalitatea, dumnezeirea și puterea Evangheliei Mântuitorului Iisus Hristos. Apoi ne arată acel tablou al Apostolului Pavel, care la început, ca Saul din Tarsul Ciliciei, care era un mare râvnitor al datinilor strămoșești, iudaice, cultivator și păzitor al legii Vechiului Testament, dar care în această credință lui n-a înțeles împlinirea mesajului biblic al Vechiului Testament, prin Iisus Hristos, ajungând să persecute creștinii, necunoscând viața creștină și legătura acestora cu Iisus Hristos, cel înălțat la cer. De aceea, Dumnezeu l-a chemat din această stare de adversitate față de creștinism, față de credința în Hristos, și l-a chemat prin Harul Său, ca să-L descopere prin El și prin lucrarea Lui pe Iisus Hristos la neam. Și aceasta s-a petrecut prin Harul lui Dumnezeu, care, spune Apostolul, a fost chemat din pântecele Maicii sale ca să fie binevestitor al lui Iisus Hristos la neam. Și apoi Apostolul arată că s-a silit să întâlnească pe Apostolii Domnului, dar nu l-a întâlnit decât numai pe Iacov, rudenia Domnului. Iubiți credincioși, cuvântul din Apostolul de astăzi ne arată un lucru esențial pentru credința noastră creștină, și anume temeiul de nezdruncinat al Evangheliei Mântuitorului Hristos, pe care a propovăduit-o Apostolul Pavel, Evanghelie pe care, așa cum avea să mărturisească el însuși, n-a primit-o de la oameni, nici n-a învățat-o de la oameni, ci prin descoperirea lui Iisus Hristos. Cu alte cuvinte, Evanghelia Mântuitorului Hristos, persoana Mântuitorului Hristos, reprezintă un act de revelație, de descoperire de sus, de la Dumnezeu. Așadar, originea Evangheliei lui Hristos nu este omenească.
și dumnezeiască. Și aceasta o subliniază Apostolul când zice: vă fac cunoscut, fraților, că Evanghelia cea bine vestită de mine nu este după om. Pentru că nici eu n-am primit-o de la om, nici n-am învățat-o, ci prin descoperirea lui Iisus Hristos. Așadar, Evanghelia Mântuitorului Hristos este aceea care se întemeiază pe descoperirea lui Dumnezeu în Fiul Său, Domnul nostru Iisus Hristos. Și această Evanghelie este numită Evanghelia Mântuirii, Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu, Evanghelia Bucuriei, Evanghelia Păcii, Evanghelia care a adus bucurie prin mesajul ei la întreg neamul omenesc. Și în ce constă originalitatea Evangheliei lui Hristos? Și am putea spune, extinzând un pic lucrurile, originalitatea creștinismului. Pentru că creștinismul este tocmai religia lui Iisus Hristos. Este învățătura lui Iisus Hristos transmisă prin Apostolii Domnului și îndeosebiată prin Apostolul Pavel, cel chemat prin Harul lui Dumnezeu din pântecele Maicii lui și care s-a convertit pe drumul Damascului pentru a fi un vas ales al lui Dumnezeu, pentru a-L face cunoscut pe Iisus Hristos Mântuitorul la toate neamurile. Originalitatea Evangheliei lui Hristos constă în faptul că